În județul Hunedoara, peste 115.000 de pensii au intrat în recalculare, dintre care 82.000 de pensii au beneficiat de creșteri în cuantum de 71,14%. Totodată, pentru 33.262 de pensionari, recalcularea a venit cu minus, însă reprezentanții Casei Județene de Pensii Hunedoara dau asigurări că aceștia vor rămâne în plată cu cuantumul cel mai favorabil încasat în luna august. Pe baza acestei legi s-a făcut recalcularea, unde în județul Hunedoara am avut la recalculare 115.262 de pensionari. Astea sunt decizii care au fost trimise la poștă și în numărul ăsta de 33.262 de pensionari care rămân cu pensia care au avut-o, intră foarte mulți beneficiari ai indemnizației sociale, care primesc 1.281 în continuare, deci chiar dacă pensia e mai mică, ei primesc această indemnizație. Și bineînțeles, pensionarii din grupele de muncă, care la noi în județ sunt foarte mulți. Dar de asta media îți convins că la final cam tot pe primul loc pe țară vom fi, ca media pensiilor. La DEVA avem 81.975 de pensii, din care au crescut peste 2.159, deci ca sumă. Peste 1.000 au crescut 14.000 de pensii, asta înseamnă 17,8%. Peste 500 au crescut 34.000 de 500, 42.000. Și pe DEVA creșterea este de 81%. A pensiilor. Deci au crescut 81% și au stat pe loc 19%, 15.975. Petroșanu, care am recalculat, 33.287, tot așa, au crescut peste 2.321 de pensii, peste 1.000, 2.840, peste 500, 7.452 și peste mai mari ca zero, aici avem numai 49% creștere. Restul de 51% au stat pe loc, pentru că Petroșanu știm toți că este partea cu grupe de muncă, subteran. Reprezentanții Casei de Pensii spun că legea 360/2023 nu a fost concepută pentru majorarea tuturor pensiilor. Legea 360 nu a fost pentru majorarea tuturor pensiilor, ea a fost dată pentru a elimina inechitățile în sistemul public de pensii. Scop pe care se pare că și l-a atins, că 80% au crescut, ce pensiile care au fost calculate și s-a considerat că au avut în formulă lucruri care nu erau pe contributivitate, au stat pe loc. De asemenea, beneficiarii de indemnizație socială, indiferent de pensia rezultată din recalcularea conform contributivității acestora, vor primi lunar tot suma de 1.281 de lei.